Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un Silver Chest cu Inferno Tower și Ice Spirit, încă două Golden Chesturi în care avem 542 de gold, Goblins, Electro Spirit, Giant Snowball și Royal Hogs și încă un Golden Chest în care avem aproape 600 de gold, Skeletons, Goblins și cutremur, 4 cutremure și Hell Spirit. Bun. Hai să ne dăm un pic în clan. Avem de donat niște chestii. Băi, prin clan nu s-a întâmplat mare lucru. Am ieșit din nou pe locul 4. E destul de greu cu băieții ăștia care joacă foarte bine și joacă toți. În principiu asta e cel mai important, să joace tot clanul. Și da, din cauza asta nu avem nicio șansă pentru că la noi nu joacă toți membrii. Bun, hai să intrăm și aici în Trophy Road și avem două reward-uri, 5000 de gold plus 5 epice și vom alege pe camare pentru că avem mai puține cărți cu el. Următorul reward ar fi acest Legendary Chest la care sper să ajungem cât de repede. Hai să vedem și în Tire. Ar trebui să avem și aici câteva chesturi pentru că nu le-am mai colectat de ceva vreme. Și hai să-i dăm drumul cu ele. Avem aici 1083 de gold, 3 gemuri, Royal Hogs, Bomb Tower, Hell Spirit și Electro Spirit. Bun. Încă un Crown Chest. Hai să-l deschidem repede. 3 gemuri, cutremur, Fireball, rachetă și Ice Spirit. Ok. Trecem repede și prin ăsta. Uite, rachetă, am văzut și flying machine. Ok, și o epică. Avem un Giant Goblin. Repede aici 3 gemuri, Royal Hogs, rachetă, un Dark Prince. Bun. Încă unul. Hai să vedem. 1000 de gold, 2 gemuri, Tombstone, Elixir Golem. Și din nou Dark Prince. Bun, și asta cred că e ultimul, în care avem din nou 1100 și ceva de gold, avem gemuri, avem Barbarians, Electro Spirit din nou, Rascals, Ice Golem și cam atât. Bun. Ok, mai avem nevoie de 20.000 de gold să putem maxa următoarea carte, dar până atunci putem să ne facem golden o nouă carte și hai să vedem ce opțiune avem aici. Ok. Băi, am putea face Goblin Gang-ul sau Zep-ul. Deși la Zep nu știu cât de bine se vede animația de golden. Hai să facem Goblin Gang-ul și oricum, la un moment dat vom ajunge să le avem pe toate golden. Da, pentru că am ajuns să creștem într-un ritm destul de rapid cu star points-urile și vom crește din ce în ce mai repede. Bun. Băi, la oră am jucat deja, dar după cum vedeți a început noul challenge cu Sparky Duo Challenge și hai să-i dăm drumul să vedem cum ne descurcăm. Da, bănuiesc că vom juca cu decurile noastre și se vor spana spark-uri. Da, între timp mi-am schimbat și decul. Da, vedeți deja că e puțin diferit față de cel obișnuit. Ok. Punem aici un bun, trimitem balonul și ar trebui să rupem pe partea stângă. Punem aici un Tesla. Da, foarte bun Zep în acest deck. Uite, am văzut că are și el balon. Să să trimitem și noi balonul. Ok, intrăm în zona de boost cu... în zona de rage cu... Aia, și nu avem nicio șansă pentru că nu avem deck-ul construit pentru acest mod de joc. Aia, și probabil vom pierde acest prim match. Aia, cred că în loc de arrows era mai bun era mai bun Zepul, cu siguranță. Ok, hai să vedem aici. Nu, 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 nu. Nu te las. Ok, să avem nevoie de freeze, dar... Ah, prea târziu. Da, sacrificăm acest prim match. Și probabil, cred că vom copia deck-ul lui. Mi se pare un deck destul de bun și de bine gândit pentru modul ăsta de joc. Dar altfel nu avem nicio șansă. M-am grăbit să încep cu deck obișnuit, fără să mă gândesc un pic la cum ar trebui gândite atacurile și defensurile pe Sparky-uri. Da, hai să lăsăm să-și facă nebunia. Oricum, am restat destul de bine cu deck-ul nostru. Hai să vedem. Bun. Cred că ar putea să-l putem copia direct. A, ăsta pare a fi. Hai, l-am copiat. Nici el nu l-avea de level maxim. Tocmai aici pe deck-ul numărul 4 sau pe deck-ul numărul 5. Primul e cel cu care jucăm acum? Nu. Hai să-l punem pe deck-ul numărul 1. Noi jucăm acum cu deck-ul numărul 2, dar hai să-l punem pe numărul 1. Da, pare un deck bun. Deși aș schimba acel... Inferno Tower cu Tesla. Da, să avem un pic mai mult elixir, în rest pare super ok. Bun, hai să-i dăm așa să vedem dacă funcționează și la noi. Mie mi se pare un deck bun. Bine, și varianta noastră cu Zep în loc de arrows ar fi fost ok. Dar hai să mergem așa. Oh, da, rachetă în deck. Scăpăm și noi de... aici la Vahound-ul. Bă, și-a reușit să facă cycling la rachetă atât de repede. Foarte bine. Ok, hai să vedem aici cum ne descurcăm în defense. Da, clar racheta trebuie să fie în acest deck. Hai să vedem totuși cum rezistăm unui atac full aerian. Va veni racheta pe turnuri acum. Da, și clar nu avem nicio șansă pentru că are acea rachetă. Wow, chiar și cu Dacă eram atenți și dăteam de ar fi putut scoate ceva acolo. Da, chiar și în situația asta cu acea rachetă ratată și tot ne-a scos trupele. Hai să lăsăm să câștige. Și vom schimba din nou decul. Bam, bun. Băi, din păcate o să fie ultima noastră șansă. Dacă vom pierde și acest meci, vom părăsi challenge-ul. Așa că hai să gândim un pic diferit decul. Sau chiar să ne inspirăm din ce a jucat el. Hai să vedem. Super. Okay. Da, nu știu că e chiar nevoie de acel Mega Knight. Cred că și Royal Delivery ar fi bun. Ideea e că dă un pic de damage atunci când lovește din drop. A schimbat totuși Mega Knight-ul. Cred că vom pune un Tesla. Bun, și hai să-i dăm drumul. Ultima noastră șansă. Băi, dacă nu, înseamnă că de challenge-ul ăsta nu e pentru noi. Okay. Dăm deja racheta pe turnurile lui. Vedem aici și un Baby Dragon. Ok, bine jucat. Da, și se pare că merge șmecheria cu racheta. Trimitem aici Dark Prince-ul. Punem și Electro Dragon în spate. Dăm și un zap. Și cu siguranță unul dintre Sparky-uri va lovi turnul. Da, chiar ambele au reușit acest lucru. Da, se pare chiar funcționează această rachetă pe acest deck. Cu cycling destul de rapid. Pune și Electro Dragon, nu probabil va pune Scarmi, mă așteptam. Hai să-i dăm cu Dark Prince-ul. Dăm aici o rachetă. Și un zep. Și vom sta în defense cât mai mult. Din nou rachetă pe cele două Sparky-uri. Da, și modul ăsta de joc n-are cum să funcționeze atâta timp cât racheta este available. Că toată lumea dacă toți ar avea racheta în deck, ar fi ca și cum n-ar exista acele spark-uri. Oh, ne-a prins acolo 3 trupe. Ne-a prins acolo 3 trupe. Hai să... Aici vom folosi zepul. Da, și am fost destul de aproape de 3 crown. Da, se pare că a funcționat acest deck. Luăm primul reward, un golden chest. Am văzut acolo Electro Spirit și avem din nou un giant, un goblin giant. Da, în ultima vreme tot pică goblin giant în chesturi. Ok, scăpăm aici de sparky-uri. Îți trimitem un Dark Prince în față. Din nou rachetă pe sparky-uri. Trimitem în față Dark Prince-ul sau hai să ne apărăm de Tesla. Pardon, de acest golem. Din nou rachetă pe turnuri. Ai, se pare că această schemă nu are oprire. Funcționează impecabil. Trimitem un Dark Prince. Da, și victorie cu 3 crown. Pare că am găsit rețeta succesului. Păcat că n-am găsit-o în primul meci. Ne luăm reward-ul și hai să mai dăm un ultim meci. Să ne oprim astfel cu 3 victorii. Și ar fi un început bunicel de challenge. Bun, rachetă pe turn. Trimitem Dark Prince-ul în față. Și pune aici și Minions. Excelent. Aici vom da zepul. Ce greșeală am făcut acolo cu acea rachetă. Punem Tesla. Trimitem și Baby Dragon, nu? Da, din păcate pierdem turnul din dreapta. Hai să trimitem Dark Prince-ul. Va da probabil un Mega Knight. Era de așteptat. Dar dăm racheta fără să prindem turnul. Și vom sacrifica acest atac. Da, și din păcate cam atât cu acest challenge. Aici se încheie aventura noastră. Da, dacă am fi fost puțin mai atenți, am fi avut șansa să ajungem mai departe în challenge, să fi câștigat mai multe reward-uri. Oricum e posibil să dau rejoin, pentru că mai sunt reward-uri destul de bune și păi, pare un mod previzibil pe care îl putem... în care putem câștiga meciurile cu puțină atenție și cu un deck bun. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!